Doamnelor, domnilor, continuăm programul informativ actual cu un grupaj de știri pe scurt. Un bărbat de 70 de ani din capitală, internat în secția de pneumonologie a Spitalului Sfânta Treime, a decedat în această dimineață după ce ar fi căzut de la etajul 6 al instituției. Oamenii legii spun că autoritățile au fost alertate de către paznicul spitalului, care a descoperit în curte corpul neînsuflețit al pacientului. Colegii de salon al victimei le-au spus polițiștilor că cel mai probabil bărbatul a ieșit la balcon pentru că se simțea rău și s-ar fi prăbușit în gol. La fața locului s-a deplasat și medicul legist. Autoritățile au inițiat o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs tragedia. 4 copii s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la sobele din case. 2 dintre ei, cu vârstele de 6 și 8 ani din satul Dobrogea Nouă, raionul Sângerei, au primit îngrijiri medicale în această dimineață. Aceștia au fost internați într-un spital din municipiul Bălți. Un alt caz a avut loc ieri dimineață la Bălți. O fetiță de 7 ani și fratele acesteia de 10 ani au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce soba din casă a emanat gaze toxice, iar părinții au chemat imediat ambulanța. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă oamenii să respecte regulile de exploatare a sobelor. Specialiștii recomandă ca sobele să fie verificate înainte de utilizare, iar persoanele să aerisească bine încăperile. Mai mult, pompierii atenționează oamenii să stingă focul din sobă pe parcursul nopții. Și-a înscenat furtul propriului automobil pentru a ascunde faptul că a furat struguri. Un bărbat de 41 de ani cu vecinul său de 17 ani din satul Movileni, raionul Glodeni, au plecat ieri în câmp la furat struguri, iar când au observat că au fost văzuți de alți localnici care își păzeau viile, au urcat în automobil și s-au dus acasă. După ce a conștientizat că mașina a fost văzută în vii, șoferul a decis să o abandoneze la marginea satului și să anunțe autoritățile că automobilul i-ar fi fost furat de un necunoscut. În cadrul audierii, el a recunoscut că a înscenat răpirea automobilului și faptul că a furat strugurii. Acum bărbatul riscă amendă până la 2500 de lei. Gazoductul Ungheni-Chișinău va fi dat în exploatare până la sfârșitul anului 2018. O declarație în acest sens a fost făcută la București de ministrul economiei Gheorghe Șimon în cadrul unei întrevederi cu ministrul economiei Octavian Calmâc. Potrivit oficialului român, întreprinderea Transgaz își va deschide în viitorul apropiat o reprezentanță în Republica Moldova pentru a reuși mai ușor să definitiveze toate demersurile de finalizare a gazoductului. Cei doi miniștri au convenit asupra semnării unui demers comun către structurile europene pentru extinderea finanțării cu 10 milioane de euro pentru gazoduct. Oficialii au mai convenit asupra unui demers comun privind proiectul interconexiunii rețelelor electrice dintre cele două state, investiția inițială fiind estimată la circa 300 de milioane de euro, dintre care 40 de milioane sunt sub formă de grant din partea Uniunii Europene. Circa 600 de elevi ai claselor 1-a-8-a de la Liceul Teoretic cu profil de arte Nicolae Sulac și de la Liceul Teoretic Petru Rareș din Chișinău au fost familiarizați cu regulile de siguranță atât pe internet, acasă, în stradă, precum și în traficul rutier. Aceștia au învățat cum să evite situațiile de risc, care sunt acțiunile care pot genera un conflict sau o eventuală situație de risc în urma cărora poate suferi cineva. Totodată, copiii au aflat pentru care fapte pot fi trași la răspundere. Polițiștii le-au repartizat minorilor pliante cu regulile de securitate și de comportament corect în stradă, fiind atenționați și despre riscurile la care sunt expuși în cazul în care aceste reguli nu sunt respectate.